Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Bună. Știi, aici nu ai voie să se fumeze. Da. Îți aduc ceva de băut? Un pahar cu apă sau ceva? Da. Uite. Spune-mi, te rog, care e... Spune-mi, te rog, care e problema. Asta mă întreb și eu. Bine, păi uite, aici spune că ai niște probleme de atitudine. Zău. Da, spune-mi despre ce e vorba. Uite ce, eu chiar vreau să te ajut. Hai să ne prefacem că n-ai făcut nimic și să începem cu dreptul. Eu sunt doamna psiholog Suzana. Felicitări! Pe tine cum te cheamă? Dar ce nu scrie acolo? Vreau doar să te ajut să te simți confortabil. Stau foarte confortabil. Da, aici scrie că ai niște probleme de atitudine. Dar ce am? Hai, povestește-mi cum a fost copilăria ta. De când sunt mic, mi-am dat seama că văd lumea diferit față de ceilalți. Iar asta unora nu le-a plăcut. Profesorii mereu se plângeau de mine. Am fost exmatriculat. Ce să faci? Dar de ce se plângeau de tine? Pentru că nu eram așa cum voiau ei. Știți vorba aia? Oamenii ar trebui să te aprecieze pentru ceea ce ești, nu pentru cum vor ei să fie. Da, te-ai gândit că poate felul tău de a fi îi deranja? Nu, dar eu nu eram făcut pentru toată lumea. Dar nu te-ai gândit și la ei că poate enerva modul în care te comportai? Acum că stau să mă gândesc, bănuiesc că... Se temeau că aș fi nebun. Și poate că sunt. Dar asta mă face să fiu diferit. Bun. Un nou an, o nouă provocare pentru voi prăpădiților. Stați să vă ajut. Pupin Cristo. Și care e problema ta? Niciuna. Dacă îi place cum miroase acolo. În anul 2, după cum știți, se studiază Shakespeare. Dar acum vă văd pe unii dintre voi, habar n-aveți cine e Shakespeare. Și cu astea fiind spuse, noi vom face câteva scene din a 12-a noapte. Mai schimbăm și noi? Ai zis ceva? Nu. Da. În vacanță, m-am gândit pe ce personaje v-ați potrivi și avem un fel următor. Stai să vă ajutăm. Lasă, Ana, că mă descurc. Mă descurc. Ana, stai liniștit. Mă descurc, uitați. Mersi frumos. Și avem un fel următor. Ia să vedem. Deci, Olivia va fi Ana. Viola va fi Maria. Maria va fi Cristina. Așa, Malvolio vei fi tu. Aha. Știi măcar cine? Sir Andrew va fi Vlad și Sir Toby Ștefan. Yes. În partele tu, Ana. Da. Și cu astea fiind spuse, aveți timp suficient până mâine să vă uitați pe text, să vă uitați pe scene, să vă gândiți la personaje. Subliniez, aviz amatorilor, să citiți textul, să vă luați așa fiecare cuvânt, cum v-am învățat, în parte, vă uitați pe el, ce înseamnă, ce ar putea sta în spatele lui, analizați tot în profunzime cum v-am învățat și nu uitați ce v-am spus de 100 de ori, textul e pretext pentru subtext. Doamna, să știți că am citit tot ce a scris Shakespeare. E extraordinar, du-te la master, hai. Păi, lasă-o în pace, chiar începe să plângă.
plâng. Gata! De ce-ți vă dau proste că nu v-am pus să învățați tot textul până mâine? Ce să mai discutăm? Auzi, copile? Anul trecut am înțeles. Te-am tolerat. Că a fost primul an, că încercam să ne acomodăm, să ne cunoaștem mai bine, dar gata. Deci dacă și anul ăsta o să continui cu atitudinea asta, eu nu te văd bine. Posibil să fie de la vârstă. N-a vrut să zică nimic, n-a fost cu intenție. Nu? Hai, nu că a fost cu intenție. Bun, gata. Acasă, liber. Păi nu citiți textul, nu am nici lucrat. Ne scuzați, noi am plecat. Vă rog să-l scuzați, e mai... O să-l scuz la note. Doamna, să știți că e sub pregătită. Bine, Ana. Liber. Frate, ce-i cu tine? Că nu înțeleg. Adică nici n-am început bine și deja ai luat o rasnă. Nici anul trecut n-ai făcut așa. Adică ai început cu tupeul după vreo lună, două. Acum văd că ai luat-o din prima. Ce Dumnezeu? Vlad, lucrurile sunt simple. Nu mai suntem în anul întâi, suntem în anul doi. De ce să accept nesimțirile astea? Pentru că e profa ta și e o mare actriță? Nici măcar tu nu crește, zici, nu-i așa? Știi foarte bine că ești pe aceeași lungime de undă cu mine. Bine, o undă mai mică. De aceea țin atât de mult la tine. Așa că nu te mai preface că o respecti dacă ea nu ne oferă respect. Bine? Dacă ai văzut că pe tot parcursul școlii oamenii nu relaționau cu tine, că nu erai agreat, nu te-ai gândit de ce? De ce? Poate pentru că eu am curaj. Nu. Nu la asta m-am referit. Nu te-ai gândit de ce oamenii te marginalizau, de ce nu te plăceau? Dar n-am spus că am fost vreun sfânt. Am spus doar că am fost diferit. Iar oamenii în general fug de lucrurile diferite. Iar dacă a fi diferit înseamnă să nu pleci capul, atunci normalul este cea mai crudă insultă dintre toate. Te-ai uitat pe text? Mhm. Zi-mă, te-ai uitat? Da! Vezi că ai scene de dragoste cu Ana. Și care e problema? Nimic! Ai uitat cum joacă? Dar tu ai uitat ce rol joci? Ce rol joc? Același pe care l-ai în viața reală. Care? De slugă. Ce nesimțit! A! Și ai uitat cât de bine joci? Mă rog! Bună ziua! Bună ziua! V-ați uitat pe text? Ați citit și voi piesa? Da. Bun. Hai, începem cu tine, că la tine durează cel mai mult. Oricum pot să vă dau o lecție. Ce? Ce? Începem cu scena dintre Viola, Maria și Malvolio. Dar lipsește Ana. Și ce? Facem fără ea. Cum să facem fără ea? Foarte simplu, dă textul Vlad. Da! O să fiu superbă. Poți să vă țin geanta? Nu. Cum să facem, copii, scena fără ea? Lasă că facem altă scenă. Mă scuzați că am întârziat atâta de la magazin. Vai! Ai dezamăgit-o pe doamna teatrului românesc. Gata! Hai, Ana, că urmați face scena ta cu Malvolio și Maria. Da, o știu pe de rost, stați liniștită. E dat mesaj să vină? Hai să vină, nu? Cum să-l primesc? Ce să-i dăruiesc? Nu știu, e un tip atât de plicticos și trist. Vine imediat, dar e cam ciudat. Să știți că e apucat, doamnă. Dar ce, e bolnav? Nu cred. Dar zâmbește așa, ca pe lumea înaltă. Cheamă-l nici nu scând toate mințile. Dulce, doamnă! Dar ce-ți vine să râzi? Eu te-am chemat pentru că sunt tristă. Așa ești tu tristă? Poftim? Așa ajungi tu tristeță. Da. Care-i problema? Problema este că totul este vechi și obositor. Și se uită la așa ceva. Și ce propui, dragule, să facem? În loc să intru ca o mărtăciune, am putea face ceva de genul ăsta. Să moară mama, ce mișto, eu sunt un gigolo, îmbrăcat și parfumat, sunt cel mai sexy bărbat. Să moară mama, ce mișto, eu sunt un gigolo, îmbrăcat și parfumat, sunt cel mai sexy bărbat. Mama,
Eu sunt cel mai sexy tip, a făcut mama un VIP. Fetele zic că-s mișto, mai frumos ca Ronaldo. Să moară mama ce mișto, eu sunt un gigolo. Îmbrăcat și parfumat, sunt cel mai sexy bărbat. Să moară mama ce mișto, eu sunt un gigolo. Îmbrăcat și parfumat, sunt cel mai sexy bărbat. Da. Nu. Auzi, știi ce-ți propun eu? Să înveți cum e cu pronunția, să faci o vizită așa fuguța pe la logoped și după aia mai discutăm. Râitul meu este o calitate și doar mi-am dat cu părerea. Ce să fie o calitate? Nu e de treabă, copil, un defect. Tu nu te auzi. Tu nu auzi că se aude oribil. Vine să pun dopul în urechi când te aud. Are dreptate, doamna Miranda. Îmi cer scuze, doamna Mirinda. Ce ai zis? Nimic. Hai mai departe. Tristă, doamnă! Eu ar trebui să nu fiu în apele mele cu jarpierele astea care mi-au tăiat circulația sângelui. Da, nu face nimic. De dragul unor anumiți ochișori, sunt dispus la orice sacrificiu. Dar nu-i miroase gura, vă rog să-i spuneți să se spele pe dinți. Și ție-ți miroase gura dos de Mirinda. Gata! Ia ieși afară! Dar ție că nu te faci un pic de rușine, ieși afară! Eu nu sunt obligat să stau să-ți tolereți mizerile astea. Îți cer scuze. Gata, facem șera cu Viola și cu Olivia. Când o să înveți să-ți vezi lungul nasului, atunci să ai pretenția să și joci. Deși nu te văd actor niciodată. Hai mai departe. A venit un mesager din partea ducelui. Ce fel de om este? De felul lui? E om. Și cum arată? Arată în toate felurile că trebuie să vă... Enerveze. Efectiv vrea să mă enerveze. Ce, crede că se joacă cu mine? Nu. Trebuie că trebuie să încetez. Adică, ok, am înțeles glumele, micile jigniri. Doar că mai avea puțin și o noi la bătaie. Și câștigam. Bravo! Și așa ce-ai câștigat, o? Ce-ai câștigat? Nu ți se mai lucrează scena. Și ce vrei să fac, Vlad? Să vin aici ca o panseluță și să spun: o, doamna teatrului românesc! Ce faceți în această dimineață frumoasă? Așa nu, așa nu. Doar că nu trebuie să mai jignești așa mult și trebuie să fii și tu mai înțelegător. Eventual nu vrei să o pup și în cur? Dar deja este altcineva candidat la acest post. Măi, ascultă și ceva, las-o baltă, am plecat. Anunță-mă dacă ți-ai mai făcut ceva. Deci tu ce te consideri mai exact? Special. Diferit. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Planetele din sistemul solar... Vrei să spui că sunt o planetă? Nu, nu, nu asta am vrut să spun. Fiecare e rotund. Vrei să spui că sunt rotund? Nu, 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 nu. Fiecare e rotundă, da, da. Una e mai caldă, alta e mai rece. Vrei să spui că sunt când cald, când rece? Nu, nu asta. Deci, ce vreau să spun este că fiecare planetă e diferită în felul ei, dar asta nu le influențează cu nimic pe celelalte. Așa și? Așa, și poate dacă ai fi mai puțin arogant, oamenii o să te placă mai mult. Ascultă, doamnă... Suzana? Mă rog. Eu nu vreau ca oamenii să mă placă. Cine mă place bine, cine nu. N-am ce să le fac. Bine, să te agreze. Tot nu e voie să se fumeze. Bun, unde a rămas ieri? O, las. O nouă zi cu marea doamnă. Ce am făcut ieri? Mai tot. Dacă și azi o să ai aceeași atitudine pe care ai avut-o ieri, îți spun de pe acum că n-am nici nervii la mine și nici dispoziția necesară. Eu i-am. Mă repet, că ce altceva am de făcut. Dacă și azi vei continua cu atitudinea pe care ai avut-o ieri, poți să pleci acasă. Va fi cu minte, va fi cu minte. Mulțumesc, domn avocat. Stai jos, Hitachi. Bun. Azi începem cu scena dintre Sir Andrew și Sir Toby. Hai. Sir Toby,
Ah, scumpul meu Sărendru! Dumnezeu să te binecuvânteze, șoricel drăgălaș. Și pe dumneata, domnule. Agață-o, Sărendru, agață-o. Ce să fac? Pe domnișoara de onoare a nepoată-mi. Scumpă domnișoara Agață-o, aș dori să vă cunosc mai de aproape. Domnule, numele meu este Maria. Scumpă domnișoara Maria Agață-o, aș dori să vă cunosc mai de aproape. Greșești, cavalere. Prin Agață-o vreau să zic, dă-te la ea, abordează-o, aburește-o. Cucerește-o? Ba pe cinstea mea, nu mă dau la ea în prezența ta. Asta voi să zici prin Agață-o? Domnilor, vă las cu bine. Bun. Până aici a fost bine. Pentru. Ce ai zis? Nu mai zic nimic. Da, cum? Dar te rugăm. Cred că și colegii tăi sunt nerăbdători, arde nerăbdare să audă părerea ta sinceră despre scena lor. Părerea sinceră? Da, dar fără jigniri. Fără jigniri? Da. Fără jigniri, păi de la dumneavoastră așa am învățat, efectiv. Auzi? Dar care e problema ta? Am tăcut primul an, așa din respect, am zis că poate te schimbi. Dar ai aceeași atitudine de egoist, de îngânfat și de arogant. Crezând că în felul acesta o să te placă cineva cu atitudinea asta. Dar hai să-ți dau un reality check. Nu o să te placă nimeni dacă continui așa. Dar lasă că știu de ce jignești, știu de ce faci așa cum faci. Pentru că îți e frică. Îți e frică de ce va spune lumea despre tine, îți e frică de faptul că vei rămâne singur, îți e frică că nu vei avea niciodată niciun prieten. Dacă continui așa, chiar nu o să ai pe nimeni. Te-ai gândit măcar o dată, o singură dată, de ce nu e nimeni lângă tine, de ce nu te place nimeni, de ce fuge toată lumea de tine? Te-ai gândit? Pentru că ești rău. Nu o să ajungi nici măcar la nivelul doamnei profesoare, ești un om mizerabil. Dacă eu sunt un om mizerabil, atunci voi ce sunteți, ha? Sunteți niște adunături, slugi! Ascultă-mă foarte bine, în viața ta asta scurtă și patetică, să nu îndrăznești vreodată să mai îmi adresez un cuvânt! Stăm aici câte 6 ore pe zi cu Shakespeare ăsta, când generația de azi nici măcar nu-l știe sau are habar cine e. Oricum, generația ce va veni la noi la spectacole, dacă vor veni, eventual se vor plictisi. De ce? Pentru că vor să vadă proiecte noi, spectacole noi, idei noi, concepte noi. Dar noi vom putrezi cu Shakespeare și Chekhov în brațe până la atâși bătrâneți. În loc să venim cu adaptări pe bune, dar adaptări pe bune, nu schimbăm o replică, băgăm o replică. Dar cine să facă chestia asta când toți directorii de teatru au vârsta pensiei, a? Cine? Teatrul trebuie să se adapteze la ziua de azi. Nu invers! Dar nici unul nu mișcă vreun deget în acest sens. Așa că nu vă mai mirați. Nu vă mai mirați de ce spun, că tot ceea ce facem este vechi și neprovocator. Abia aștept să scap de aici și să fac ceva pe bune cu diploma aia amărâtă în teatrul românesc în secolul 21. Ce-a fost chestia de azi? Nu știu. Întreabă-l pe Ștefan. Nu despre Ștefan vorbesc, despre atitudinea ta. Adică, ce-am vorbit noi ieri? Am uitat. Nu mai înțeleg. Îți jur că nu mai înțeleg. Adică, vrei să-mi explici mie care e faza?
Nu-ți pasă de nimeni altcineva. Oricine altcineva este un obstacol. Dacă i-aș fi respectat pe toți cei care nu m-au respectat, nu aș fi ajuns unde sunt acum și atât de bun în ceea ce fac. Și probabil aș fi ajuns ca Ana, care plânge când îi spui ceva de doamna profesoară. Cineva mi-a spus odată, actoria se face cu iubire. Dar am iubire. Pentru teatru. Dar nu pentru altcineva. Tu ai talent. Și știi asta. Însă poți fi și egoist? Asta e întrebarea. Posibil? Bun răspuns. Na, să-ți mai zic o chestie. Ce? Azi după facultate am primit de la secretariat un mail în care îmi spunea că trebuie să mă duc la un psiholog. Da. Și dacă nu iau nu știu ce de la el aprobare, nu mă pot întoarce la ore. Păi și ce faci? Te duci? Nu. Vreau să-ți zic ceva. Cred că ai o părere foarte bună despre tine. Știi care e faza? M-am născut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El este și bun. Și rău. Și genial. Și poate puțin nebun. Deci pot spune că sunt Dumnezeu. Da, da, știi că dacă vrei să te întorci la școală, trebuie să te schimbi. Și ce trebuie să fac? Trebuie doar să înțelegi că poți să fii tu și fără să le dai altora în cap. Adică orice lucru se face cu iubire, mai ales teatru, cum ai zis și tu. Crede-mă, n-ai nimic de pierdut dacă încerci așa. Bine, dar tot n-am să accept nesimțirile gratuite. Nu are nimic în plus față de mine și colegii mei. Corect, corect, dar încearcă să faci lucrurile mai cu tact. Bine. Bun. Cu voi a vorbit ceva? V-a spus, mai vine, nu mai vine? Nu, n-a zis nimic. Ia uite cine a venit, ce dor mi-era de tine. Cred. Dar hai să facem teatru pentru secolul 21. Hai copii! Să copii! Fă-te încoa! Câți îndrule! Scumpă domnișoară Șoricel, tot de-a meu sănătate și măicuța lor. Ce? Scumpă domnișoară Agatso! Deci vreau să vă cunosc mă rugă toată. Mă refer să o călărești, să o rupi, să... Bine mă puțin, dar puțin, puțin. Hai să încercăm și varianta. Nu mai faci să crezi un alții, că mi-am dat de seama cum faci ce personaj și ce vreau să fie. Nu vreau să fie. Zic aia cu Cucereștiu așa să fie aici Agatso! Tu că aici să fii pe ei, să faci așa, să faci tu unul așa. Măi, vii cum vine unul de tine, măi, direct, cu pasiune! I-ai dat mesaj să vină? Azi că vine, nu? Nu, ce-a vrut să te fățe pe scaun. Gen la mod să faci niște zate niște. Știi cum fărcarea asta? Ce? Nu știu ce. Ce da, i-ai dat mesaj. Ce ai Da, e foarte ciudat, doamnă, parcă ar fi fumat. Dar zâmbește așa. Parcă ar fi mort. Am avut lumea. E ok, e ok, și-am fumat, Adina, e ok. Chiamă. Cu clăbarbă n-ar trine hoce. Doamnul iu, rog, cartine ea. Iubesc.
cred că i-ar mai trebui ceva. Uite, fii atent. Să te sui așa pe aștept. Unde? Că vrei să o storcesc? Eu ar trebui să nu fiu, să nu fiu aproape cu jachetiere de astea. Care mi-a tăiat circulația asta. Aaa, uisitele. Mă de dragă, nu mi-a ieșit. Zic că ai avut să-ți pânzi miroase gura, ești minunat! Exact! Așa mă copim! Să moară mama ce mișto, eu sunt un gigolo. Îmbrăcat și parfumat, sunt cel mai sexy bărbat. Să moară mama ce mișto, eu sunt un gigolo. Îmbrăcat și parfumat, sunt cel mai sexy bărbat. Mama zice că-s mișto, ca față de gigolo. Și e fată în țară, să-mi reziste la vrăjală. Eu sunt cel mai sexy tip, am făcut mama un vip. Fetele zic că-s mișto, mai frumos ca Ronaldo. Merge, merge! Mi-a plăcut, bravo! A venit un mesager din partea docentului. Și ce fel de om e? De felul meu! Stop! Permiți și mie să intervin? Cum ar fi dacă ai încerca așa? Să-i zici, de felul lui, e... Oh! Главную роль в картине я Федерико Феллене. Дайте. Браво, копи. Мне плакут, мне плакут. Браво. Așa cum mi se mai spune, a dat curaj tinerilor care vor să intre în lumea fascinantă a actoriei. În ultimii 2 ani a strâns peste 1,5 milion de urmăritori pe rețelele de socializare. Tinerii ce-și doresc o carieră în actorie l-au luat drept exemplu pe cel ce spune nonconformistul. La cel mai mare teatru din București, nonconformistul își va dezvălui identitatea în fața tuturor fanilor săi. Sunt așteptați peste 900 de tineri care vor umple sala până la refuz pentru a-și cunoaște idolul pe care îl urmăresc de aproape 2 ani și care le-a schimbat viața. Îl ador, efectiv. Datorită lui am spus profii mele de la facultate că dacă nu o joc pe Julieta în bikini, nu mai joc deloc. Dacă tot trebuie să jucăm aceste piese atât de vechi, măcar să le jucăm într-un stil nou, nu-i așa? Vreau să-i placă și publicului. Abia aștept să văd cine. Dacă nu era el, aș fi jucat numai rolurile date de prof, nu pe cele pe care le voiam. Și pe lângă asta, eu am tăiat textul. Dacă Shakespeare are impresia că o să stau să-mi văd 5 pagini despre cum ar trebui să-i spun cuiva te iubesc, se înșeală amarnic. Era grea de ca femeia și trebuia să-i explice de mai multe ori. Mi se pare că mi-a schimbat viața, adică dacă nu era el... Era mai bine dacă nu era el. Păi cum să facă, domnule, teatru românesc de rușine? Toți creatorii ăștia care au atâta cunoștințe, au atâtea bogăție, nu se poate, domnule, așa ceva. Ne face de râs. Nu se poate așa ceva. Cum adică dacă era el? Da, el are dreptate, adică eu la facultate, când am jucat cele 2 zile de Cehov, colegii mei aveau puțin și adormeau din cealaltă grupă. Păi dacă ai jucat prost, eu când am jucat pe scărușul cu sala plină, toată lumea plângea. Toată lumea plângea. Plângea? Cred că și eu de ce plângeam. De ce plângeau? La ce vedeau? Hai că e un om bun, e un geniu omul ăsta. Cine ne face de rai că ești nebună? Dar tu ești nebună! Du-te acolo că ești nebună! Lasă-mă! Ești pregătit? Niciodată n-am fost mai pregătit. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way.